ziua de azi avem la dispoziție foarte multe modele de verighete, ceea ce face și mai dificil întreg procesul de analizare, cumpărare și alegerea unui model care să fie pe placul amândurora. Astfel am apelat astăzi la un specialist care ne va spune care sunt elementele esențiale în alegerea acestor bijuterii. În majoritatea culturilor occidentale, verigheta este purtată pe al patrulea deget al mâinii stângi, cunoscut de altfel sub numele de deget inelar. Ceea ce cunoaștem de la moment, însă și modul și tradiția de a alege verigheta a apărut încă în secolul XIX, atunci când primii bijutieri din Statele Unite ale Americii au început deja să croiască anumite verighete individuale pentru clienții lor. Da? Așa au apărut, de fapt, și primele verighete cu diamante. Coloristica cea mai importantă e aur galben și aur roșu, după care s-a dezvoltat treptat și preferințele spre aur alb. În ceea ce privește modelele de verighete din 2022, designerii de bijutieri readuc în trend clasicul, revenindu-se la modelele minimaliste care seamănă mai mult cu verighetele părinților noștri. Tendința cea mai importantă este și sunt adecat pentru verighetele clasice, monocolore, care sunt în aur roșu și în aur alb. În Republica Moldova este preferat mai mult aur roz, da, și aur alb, decât aur galben, care este preferat mai mult în partea comunitară. Lățimile verighetelor poate varia de la 2 până la 7, până la 8 mm, cât și forma poate fi de la puternic rotunjită până la un model 100% plat. Combinațiile de metale sunt și ele în trend atunci când vine vorba de modelele de verighete preferate în acest an. Pe locul 2 ar fi modelele bicolore, în combinație cu aur roșu și aur alb, la fel ca și varietate de lățimi și formă. Verighetele cu diamant rămân o alegere preferată de multe femei, de aceea ele se vor regăsi și în colecțiile din 2022. Pe locul 3 ar fi modelele deja cu diamante, sunt verighetele de tip memoir. În ultimii ani pentru dame se optează tot mai mult pentru astfel de verighete. Și pentru ca o verighetă să reziste în timp, este nevoie în primul rând să alegem corect modelul. Este foarte important ca să fie corectă mărimea inelului, deci dacă este inelul disproporționat față de deget ca și mărime, atunci riscurile de a se deteriora verigheta, de a se zgâria, este mult mai ridicat. Totodată este foarte importantă forma degetului. Dacă avem un deget, spre exemplu, cu baza îngustată, atunci este important să alegem o verighetă care este rotunjită ca și formă sau semi-rotunjită. Dacă este un deget drept, atunci putem opta pentru oricare tip de formă, atât rotunjit, plat și semi-rotunjit. Însă când degetul este îngroșat la bază, se optează doar pentru un model semi-rotunjit și plat. Îngrijirea bijuteriilor necesită câteva tehnici simple pe care le puteți utiliza în condiții casnice. Puteți lua apă călduță și să o amestecați cu săpun lichid, da, și să lăsați verigheta acolo pentru o perioadă de 10-15-20 minute, după care o luați, o spălați în apă rece și o ștergeți cu stofă moale. Puteți lua o lavetă simplă cu care ștergeți și ochelarii, da, și să ștergeți bine inelul după aceasta. Dacă vă place să fiți în pas cu moda, atunci nu vă fie teamă să optați pentru un model de verighetă într-un stil anume, care să corespundă anului în care vă căsătoriți. În concluzie, ceea ce contează cel mai mult este ca verighetele alese să fie pe placul vostru, iar simbolul pe care îl reprezintă acestea, dragostea dintre voi, să fie una sinceră și până la adânci bătrâneți.